Merge! Ce merge? Stai să răspund că eu, între altele, cum ar zice Țirea, că și familist. Acum ne filmează domnul Robi. A? Cam obosit, îți recunosc că sunt obosit. Dar ce? Voi nu sunteți obosiți? Obosiți, obosite. Sărbătorile astea așa te obosesc. Mai puțin pe Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu a zis, zice, eu de Paști n-am făcut nimic. Absolut nimic n-am făcut. N-am copt, n-am asta. M-am dus numai la sală. Normal, că ea are sponsori, să nu le zicem pești. Și... ea are acei oameni de bine care îi dau cozonacii să-i pună ea pe Instagram și ea ia bani. Ea din asta face bani, că își pune pe Instagram cozonacii, își pune ouăle, își pune țâțile din dotare, că de-aia are vreo 4, 2 de Instagram și 2 de mumu, în fine. Asta este, obosiți de România. A? Dacă n-aș avea cafeaua de la voi, din Nevada, tot respectul, Dani, mulțumesc frumos. Fostul meu coleg cu care eram în comisie de bacalaureat, Luci Ioica din Vancouver, de la el până la Hrușcă e o aruncare de ler, atât ai numai. Ți-a plăcut, a? Și căciulă din Londra, să rămână pentru cafele și cafenele, buymeacoffee.com/nicubendea, sunt îmbrăcat. Știți cum îmi place mie să-i zic eu la vestuța asta? Vestuță de tăiat porci și alte cele. A? Era domnul Ciolacu îmbrăcat așa cu vestuță când a mers în vizită la Kiev. S-au dus în teatru de operațiuni de la Kiev, primii oameni din stat, mai puțin Iohannis, care făcea pe dulapul pentru nevastă, să joacă un play role ca să-și descoperă ni, coi mondiala. A fost domnul Ciucă, bă, mare Ciucă. Au zis ucrainienii, mulțumim, România ne-ați adus rachetă. Cum pune să nu râzi la asta? Acum mi-a venit, mă. Bă, pune asta, mă. Bă, ți-o zic, că nici n-am cafea pe masă. Dar am mulțumit. Așa-i de 1 mai. Ciucă s-a dus acolo. Umbra ficatului la coz. Ia, mulțumim publicului de la mici. De la mici. Nu zic că micii mâine se postează. În gură. A venit și Ciolacu cu vestuță pe el. Zici că era ghiotantul șoferului. Nu l-or mai lua pe Câțu, că or zis că dacă se duce Câțu să termină războiul și dă Putin cu nucleara la fața lui, zice, vizită de lucru. Păi dați-le, mă, o sapă să mai fac acolo, pe teren, pe la Mariupol, pe la nu știu ce, s-a dus în vizită de lucru și o asigura că România e lângă ei. Doamne ferii. 1 mai, urmează să vină 1 mai, vă rog frumos, mergeți la grătare, rupeți-vă ficatul, splina, pancreasul, băgați beri, lăutați, țica, țica, da, da, tot ce vreți, dar adunați gunoiul pe care îl lăsați, da? Și am zis corect gramatical, nu gunoiul care îl lăsați, pe care îl lăsați, da? Că natura, ați văzut, în fiecare primăvară renaște. Numai noi suntem răi și o mozolim, o murdărim cu astfel de deșeuri. Petrecere frumoasă de Armindeni, să aveți bani la voi dacă cumva cântă cucu, e bine să aveți bani, înseamnă că e prosperitate. Și să vă dea Dumnezeu putere să vă puneți pe Instagram ce-și pune Bianca Drăgușanu. Dar să vă mai rămână și pentru acasă. Servus! Mâine clip la 17, așa-i? Sara? 19. A, nu, târziu. Punem târziu, de seară oportuniștii de la 7:15, să fiți acolo. Deci mă vedeți pe tătie ca vă plăcut prestația mea la Ai Umor. N-am văzut-o din comentarii. Doamne ajută.